Dragii mei, să spunem încă o dată astăzi ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. 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 Să fiți binecuvântați și dumneavoastră și mai ales tinerii care s-au străduit în seara aceasta, au cântat spre slava lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe noi cu binecuvântările cerului și ale pământului. Să știți că nu este nimeni mai bogat decât Dumnezeu. Încearcă oamenii să-și anunțe bogățiile lor pe diferite, în diferite ziare și reviste. Dar vreau să vă spun ceva. Că nu sunt ale lor. Cerul și pământul este al lui Dumnezeu. Și l-a dat oamenilor să-l stăpânească pentru o vreme. Și știți cât îl stăpânesc oamenii? Oricât de tare te-ai ține pe la 80 de ani, te îndoi de spate. Și zici, mă, oare ce folos mai are viața? Așa trecem toți, ăsta e drumul pe care trecem noi. Dar aș vrea să vă spun ceva. Este important perioada asta sau intervalul acesta de timp, felul în care ți-ai trăit viața. Pentru că felul în care ți-ai trăit viața va atârna de felul acesta veșnicia dumitale și a mea, care nu este pentru 80 de ani. Este o veșnicie. Și mă rog lui Dumnezeu să avem toți parte de locul acela de odihnă de care să vorbeați dimineața, da? Vă aduceți aminte ce spunea fratele Gicu Țână dimineață? S-a dus Lazar, săracul Lazar, și nu s-a dus acolo în sânul lui Avram în locul de odihnă pentru că era sărac și n-avea bani. O, ce simplu ar fi dacă ar fi așa. Nu. S-a dus acolo pentru că a trăit o viață sfântă, o viață curată, o viață morală și l-a slujit pe Dumnezeu. Și aceasta l-a făcut să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să ajungem și noi acolo, amin? Ca într-o zi să-L întâlnim pe Lazar. Să-L întrebăm, Lazare, cum a fost pe vremea ta? Cum l-ai slujit pe Dumnezeu? Ca să spun eu cum a fost pe vremea noastră. Dragii mei, am o întrebare pentru dumneavoastră și pentru mine. Vreți să vă vorbească Dumnezeu? Știți, de multe ori oamenii se duc la adunare și spune, măi, au fost cum au fost. Aș vrea să vă spun o întâmplare din Scriptură. Era un om, un tânăr, care știți unde s-a dus? Ăsta nu s-a dus la adunare, nu s-a pornit nici la templu, nici la cort. Nu s-a pornit să se întâlnească cu Dumnezeu și nu și-a pus în cap, mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Știți unde s-a dus? S-a pornit să se însoare. Și era o bucată de drum mult, o distanță mare între unde stătea el și unde stătea unchiul lui, fratele lui maică-sa. Și pe drum a avut un randevu care el nu l-a programat, dar nu a avut de ce face, nu a putut să refuze. S-a pus de oboseală, s-a pus acolo undeva în pustie și a pus capul pe o piatră și nu și-a cumpărat piatra aia și nici perna, nu și-a cumpărat-o de la magazine. Să tot o încerci să vezi din bună cât ține un an, doi, trei. Trei ani, mă scuzat. Nu, și-a pus capul pe piatră. Și a visat ceva. A visat poarta cerurilor. Și pe poarta cerurilor venea unde mi se coborea pe o scară în jos și se urca în sus. S-a trezit din somnul lui și a spus așa. Aici este poarta cerurilor. Este casa lui Dumnezeu. Un loc înfricoșat, spunea el, și eu n-am știut. N-am știut că Dumnezeu e și în pustie, n-am știut că Dumnezeu este peste tot, m-am gândit că e numai casa tatălui meu. Și mă duc la Alaban și m-am gândit că și acolo e, dar nu m-am gândit că e și aici. Dragii mei, întrebarea mea este ca să ne vorbească Dumnezeu. Cu ce gând ne-am pornit de acasă? Ne-am pornit cu gândul să ne vorbească Dumnezeu, să ne-am pornit cu gândul, mă duc și eu la adunare, ca să duc toți frații la adunare. Am venit din România în vizită, trebuie să meargă la adunare, mă duc și eu la adunare, să-mi luau biserică. Aș vrea să vă spun ceva. Când Ioan Botezătorul din închisoare a trimis ucenici la Domnul Iisus și a spus, întrebați-L, El este acela, adică Mesia, care trebuia să vină? Să spună clar, da sau nu? Probabil Ioan ăsta nu avea încă confirmarea aceasta, da sau nu. Și au avut pretenția să spună, auzi, întreabă, sau să așteptăm pe un alt? Pur și simplu, îl dăm deoparte și așteptăm un alt. Și Domnul Iisus îi trimite lui Ioan în închisoare un mesaj.
nu-i spune nici da, ți-o fie da, dar nici nu. Dar îi dă de înțeles și spune Andrei și spune ți la Ioan. Ioan care cunoștea Scripturile. Bine ce știa Scripturile. Și de-aia Domnul Iisus i-a dat acest răspuns codificat pentru unii, dar foarte bine înțeles pentru Ioan. Merge și spune ți la Ioan că orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, demonizații sunt eliberați și mai este ceva. Săracilor îi se propovăduiește Evanghelia. Ați înțeles bine? Dar nu săracilor din punct de vedere material. Nu la asta se referă. Să nu înțelege lucrurile greșit. Săracilor în duhul. Adică, nu cei care sunt săraci și n-au nimic. Cei care au dorința să-L întâlnească, să-L slujească, să-L cunoască pe Dumnezeu. Cei care au în ei o dorință pentru împărăția lui Dumnezeu. Lor li se propovăduiește Evanghelia și ei o înțeleg. Dragii mei, aveți sau avem în seara aceasta dorința aceasta să ni se propovăduiască Evanghelia sau nu mai este rău? Știți ce? Cel mai greu este să vorbești sau să predici celor care sunt deja pe calea Domnului. Este cel mai greu. Pentru că de multe ori căutăm să venim, are dreptate, n-are dreptate și parcă de multe ori și predicatul îi vine așa de greu. Dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu are cuvânt pentru fiecare dintre noi în seara aceasta, totul depinde de noi, dacă ne deschidem inima. Pentru că dacă nu ne deschidem inima, cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă noi. Și n-aș vrea ca în seara aceasta să treacă pe lângă noi cuvântul Domnului. Aș vrea să ne vorbească, dar aș vrea să ne vorbească după nevoile noastre. Amin? Și drept este că avem nevoie. Dar știți ce nevoie? Nevoie sufletești. Și zic, în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Amin? Azi dimineață, fratele Gicu vorbea din această epistolă sau această scrisoare a lui Ioan, întâia lui epistolă. Aș vrea să vă spun ca o introducere câteva cuvinte despre acest Ioan. Acest Ioan, de fapt, era, știți cine era acest Ioan? Era fratele lui Andrei. Era fiul lui Zebedei. Să nu uităm. Știți când a venit femeia aceea sau mămica aceea care a venit la Domnul Iisus și a spus, Doamne, aș vrea ca în împărăția ta cei doi băieți ai mei, unul să stea la dreapta și celălalt la stânga. Ei, era vorba, dacă nu greșesc, despre unul despre acești. Despre Ioan și Andrei. Și acest Ioan, aș vrea să vă spun ceva, că el a scris Evanghelia după Ioan, el a scris cele trei epistole care erau, de fapt, pentru bisericile din Asia sau din Turcia de astăzi, acolo, sudul Turciei, unde erau bisericile și din Apocalipsa, de fapt, cele mai multe. Și el a scris, a avut acest har să scrie și... Vă las pe dumneavoastră să spuneți. Apocalipsa. Se spune despre acest Ioan că această epistolă a scris-o prin anii 90-95. El ar fi trăit mai mult decât ceilalți, pentru că era cel mai tânăr, se pare. Dar, se spune iarăși despre el că era singurul dintre toți ucenicii care n-a murit ca martir, a murit de moarte bună. Probabil pe insula Patmos, acolo unde a fost exilat. Dar acest Ioan era presbiter sau bătrânul bisericii sau supraveghetorul bisericii din Ierusalim. Dacă citim a doua epistolă, veți vedea ce spune la pagina 1203, epistola a doua lui Ioan, spune în versetul 1, presbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care iubesc, în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, lăuda să fie numele Domnului. Dragii mei, acest Ioan îl numesc și creștinii îl numesc ca un apostol al iubirii. De ce? Este cel care avea o afecțiune, Domnul Iisus. N-aș vrea să zic că Domnul Iisus era oarecum, făcea discriminare între ucenici. Dar probabil acest Ioan avea nevoie, fiind mai tânăr, oarecum de o afecțiune mai parentală, mai aproape. Și acest Ioan, de fapt, era apostolul iubirii. Vorbește mult despre dragoste. Și niște lucruri foarte apăsate.
și niște lucruri care le pune în oarecum față în față, ca într-o oglindă. Să te uiți și să spui, oare, într-adevăr, eu iubesc așa cum îmi cere Dumnezeu, sau pur și simplu, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, că așa spune El. Cine nu iubește, nu este din Dumnezeu. Aș vrea să vă spun ceva. În secolele trecute, și multe secole, unele confesiuni religioase l-au prezentat pe Dumnezeu. Aș vrea să mă ascultați bine ce vă spun. Pentru că în vremurile în care suntem noi, în secolul trecut 20 și în secolul 21 în care suntem noi, bisericile, și uitați-vă cu băgare de seamă, biserica lui Dumnezeu are dificultăți mari. Și una dintre marile greșeli care le-au făcut au fost bisericile mari și i-au toată responsabilitatea cuvintelor care le spun. Pentru că l-au prezentat pe Dumnezeu într-un mod în care Dumnezeu nu trebuiește prezentat. L-au prezentat pe Dumnezeu numai dintr-o perspectivă, ca fiind un Dumnezeu dur, un Dumnezeu cu care să fie atent, un Dumnezeu care lovește, un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu care trimite în iad, un Dumnezeu care ocărăște oamenii, care, un Dumnezeu care numai cât că n-au zis că iubește, urăște oamenii. Și uitați-vă cu băgare de seamă unde am ajuns. Unde am ajuns. Și oamenii au părăsit bisericile și bisericile au rămas goale și din biserici se face condominiu. Dar, în secolul în care suntem noi, începând din secolul trecut, s-a schimbat balanța. Dacă celelalte secole l-au prezentat în felul acesta și spunea de multe ori, tu ca și creștin, normal, ca și creștin autentic, ca și creștin simplu în adunare sau în biserică, tu să nu iei Biblia în mână că nu ești vrednic. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este o erezie să nu faci lucrul acesta. Pentru că trebuie să-l citești în fiecare zi. Este o hrană pentru sufletul meu. Este o hrană. Și cei din Berea în primul veac spune cuvântul lui Dumnezeu că mergeau acasă și ce făceau? Cercetau Scripturile să vadă dacă apostolii le aduce într-adevăr adevărul curat. Și verifica pur și simplu pe apostoli. Pe acest Ioan care era prezbiter și ei probabil îl verificau. Să vadă dacă spune adevărul. Ei, ce se întâmplă? În vremurile în care suntem noi, balanța s-a schimbat. Și oamenii și cei mai mulți oameni ca să-i atragă pe oameni la biserică, îl prezintă pe Dumnezeu într-un mod foarte deformat. Dumnezeu este numai dragoste. Oricum ești, oricum vrei să slujești, oricum poți să vii, Dumnezeu te acceptă oricum și vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Este cealaltă extremă, care nici aceasta nu este bună. Adevărata cale, dragii mei, este că Dumnezeu este dragoste și Ioan acesta care este acest apostol al iubirii dă definiția dragostei și vreau ca fratele Cristi să o pună acolo, să vedem versetul din Ioan 3 cu 16. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede El, ce să facă? Să nu piară, ci să aibă viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, Dumnezeu este dragoste și Ioan îl prezintă pe Dumnezeu dragoste, dar vreau să vă spun ceva, ceea ce spune cuvântul în seara aceasta. Dacă Dumnezeu este dragoste și dacă dragostea lui Dumnezeu este noi, atunci noi nu mai putem să trăim cum vrem noi. Dacă Dumnezeu, că așa spune cuvântul Domnului, cine deschide ușa, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Dacă stai la masă cu Dumnezeu, dacă L-ai primit pe Hristos în viața ta, atunci viața ta, de fapt, nu mai este a ta, că este a Lui. Dacă Duhul tău, Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, El este stăpânul vieții tale, atunci aș vrea să vă spun întrebarea dumneavoastră și mie, de cine vei fi călăuzit? De Duhul Sfânt. Nici de cum de firea pământească. Și atunci putem să trăim oricând, oricum, pentru că Dumnezeu este dragoste. Nici de cum. Noi ca să trăim, ca să putem să pretindem că suntem plini și suntem în părtășie cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, trebuie să trăim, dragii mei, așa cum Domnul Iisus Hristos a trăit. Amin?
Știu că cuvintele sunt dure, dar aș vrea să vă spun ceva. Acesta este adevărul. În vremurile în care trăim, este cealaltă extremă care spune poți să-L slujești pe Dumnezeu și cum. Este un pericol mare. Și de aceea vedem, în vremurile noastre, tot felul de manifestări, tot felul de atitudini, tot felul de lucruri adoptate în Biserica lui Hristos, care nu sunt îngăduite. Tot felul de apucături care le luăm și n-aș vrea să numesc, să zic de unde le luăm. Dar vreau să vă spun ceva. Spunea Iacob, acolo când s-a trezit, din somnul lui, în prezența lui Dumnezeu, este un loc înfricoșat. În prezența lui Dumnezeu este un loc înfricoșat. Spunea unii, pentru că ei, îi spunea fratele Iosif, s-a împlinit 50 de ani de când și-a pus omul prima dată pasul pe lună. Și spunea unii dintre cei care s-au dus acolo, la un moment dat când am început să umblu pe lună, m-am oprit și mi-a spus, ce caut aici? Ce caut eu aici în locul ăsta înfricoșat? Ce caut aici? Și spunea primul lucru care mi-a venit în gând. M-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, ajută-mă să plec de aici. Ajută-mă să plec de aici, pentru că aici nu e locul în care ne-ai chemat ca să fim. Asta o spunea un fizician. Dragii mei, în prezența lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți cum venim. Spunea cuvântul lui Dumnezeu azi dimineață, spunea fratele Gicu, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu și-a arătat față de noi dragostea prin Domnul Iisus Hristos și ne-a numit copiii Lui, crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a dus din moarte la viață și ne-a numit copiii Lui. Aș vrea să trecem mai departe să vedem un verset în care s-a citit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18, copilașilor să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Una dintre acuzațiile care Dumnezeu le-a dus poporului Israel când i-a scos după 400 de ani de sclavie în Egipt, una dintre acuzațiile care le-a dus, știți care a fost? Poporul acesta mă cinstește cu buze. Cu buze. Dar inima lui este departe de mine. Este departe de mine. Pentru că de ce spun lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu știe. Spunea Petru atunci când Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu Petru și l-a întrebat Domnul Iisus Hristos pe Petru, Petre, au spune-mi, mă iubești tu pe mine? Vă amintiți această discuție între Domnul Iisus și Petru? Da, Doamne, te iubesc. Și Domnul Iisus i-a dat anumită responsabilitate. Apoi îl mai întreabă o dată, Petre, mă iubești tu pe mine mai mult decât ești alalt? Doamne, știi că te iubesc. Și o dată altă responsabilitate. Dar am întrebat a treia oară. Petre, mă iubești tu pe mine? Știți care a fost răspunsul lui Petre? Doamne, tu știi. Tu știi că te iubesc. Chiar dacă de trei ori m-a repădat de tine. Chiar dacă m-am jurat cu jurământ că nu te cunosc. Chiar dacă am fost un laș, a fost partea mea de om, a fost latura aceea de om, păcătos, dar în inima mea, în fundul inimii, tu știi că eu te iubesc. Tu știi că eu te iubesc. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că așa cum ne-a iubit El și noi trebuie să iubim, pentru că oricum Dumnezeu cunoaște inimile noastre. V-a spus întrebarea aceasta? V-a spus întrebarea aceasta sau v-a spus vreodată în fața acestui cuvânt că Dumnezeu ne cântărește inima și cuvintele noastre? Atunci când spui pacea Domnului ca față de cineva sau când îi spui soției tale sau soțului tău că îl iubești sau când spunem cu vorba așa de multe lucruri și inima noastră este împărțită, v-ați gândit sau ne-am gândit vreodată că Dumnezeu cunoaște tainele inimii noastre? V-ați gândit la lucrul acesta? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu în noi, cum putem să ne testăm? Dacă Dumnezeu este noi și dacă dragostea lui Dumnezeu este noi, putem să ne testăm. Putem să ne testăm. Să vedem cât iubim pe cei din jurul nostru.
și nu să iubim numai cu vorbe. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor la un moment dat, vă dau un poruncă nou. Vă aduceți aminte de ea? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte? O poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Dacă vă iubiți unii pe alții. Acest apostol, dragii mei, este un apostol al iubirii și acest apostol pune în perspectivă dragostea asta, unul față de altul. Și dragostea lui Dumnezeu, adică agape față de noi și Dumnezeu, noi față de Dumnezeu. O pune în perspectivă aceasta să ne dăm seama că Dumnezeu este dragoste și cel care nu poate să iubească, cel care nu are dragostea lui Dumnezeu în el și nu poate să-l vadă pe semenul lui și nu poate să-l vadă pe fratele lui și cea care nu poate să vadă pe sora ei, aș vrea să vă aduc aminte. Și aș vrea să vă aduc aminte la toți. Să-și pună un semn mare a întrebării. Dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu mi-am propus să spun lucrul acesta în seara aceasta. Dar poate este pentru o persoană locul acesta, lucrul acesta. Dacă cineva pretinde că îl iubește pe Dumnezeu și că într-o zi pretinde că îl așteaptă pe Hristos să vină la venirea Lui și că pretinde că la venirea Domnului Iisus Hristos va pleca cu Domnul Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu și totuși nu poate să dea mâna cu cineva sau nu poate să vadă pe cineva sau nu poate să îngăduie pe cineva, aș vrea să vă spun ceva. Să nu-L așteptați pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu putem să trecem peste aceasta, n-avem dragostea lui Dumnezeu în urmă. Așa spune cuvântul. Nu știu de ce spun lucrul acesta, că nu știu nimic și nu știu pentru cine îl spun. Dar băgați bine de seamă. Prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii pe alții. Și aș vrea să vă spun ceva. Aveți pricină de plângere unii împotriva altora? Iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Dacă ar fi făcut Domnul Iisus Hristos lista cu fiecare dintre noi, cu faptele noastre și la botez, atunci când venim la apă botezului, să mi-e fi dată lista să spună fratelui păstor, auzi, ia și tu lista asta și citește-o în fața bisericii pentru toate lucrurile pentru care l-am iertat. Ce ziceți dumneavoastră? Ar fi lungă lista aia. Lungă și urât. Și cele mai multe lucruri care ar fi fost scrise în ea, nici n-am fi vrut să le audă nimeni. Nici părinți. Nici soția, nici soț. Nici bunici. Și totuși Dumnezeu ne-a iertat de toate. Ne-a iertat de toate. Și nu ne-a reproșat de nimic. Și acum este rândul nostru. Frații mei, să ne iubim unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții. Pun accentul pe lucrul acesta, să băgăm de seamă. Cine iubește este din Dumnezeu. Cine nu iubește, spune Apostolul Ioan, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. În versetul 19, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, adică lui Dumnezeu, dacă iubim într-adevăr cu inimi. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Dragii mei, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Aici nu vorbim în spațiu. Inima omului este cât un pumn. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați văzut o inimă de porc. Și mai ales cei care venim din România. Atâta inima omului. Exact cât o inima unui purceluș. Și spuneau oamenii de știință și biologii că 90% se aseamănă una cu cealaltă. Nu cei înăuntru. Deci din punct de vedere biologic. Atâta din punct de vedere biologic, atâta o inimă, cât pumnul meu. Și spunea cineva, vrei să-ți măsori inima, fă-ți pumnul și să știi că atâta ți-e inima. Spune cuvântul Domnului, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Dar nu se referă în mod fizic la inima noastră. Dumnezeu cunoaște tainele pe care noi credem că nu le cunoaște. Dumnezeu cunoaște lucrurile pe care credem că El nu le cunoaște.
Dumnezeu cunoaște totul, Dumnezeu cercetează inimile și rărunchii oamenilor. Dumnezeu le cunoaște pe toate. Și de aceea, dragii mei, este bine, este bine să umblăm în curăție față de Dumnezeu, amin? Pentru că oricum, dacă nu cu Dumnezeu, cunoaște tainele inimii dumneavoastră, că este mai mare decât inima noastră. Haideți să mergem mai departe. Spune aici în versetul 21, preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Deci, dacă ne iubim unii pe alții, dacă suntem curați înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că nu ne osândește inima noastră. Dar vreau să vă spun ceva. Ca să nu ne osândească inima noastră, trebuie să trăim o viață curată. Haideți să facem o paranteză mică și să vedem niște lucruri în adevărul lor. Vi s-a întâmplat de multe ori să spuneți, nu mă pot ruga. Am o amărăciune în inimă că nu mă pot ruga. Și nu o spui la nimeni, dar o păstrezi acolo. O păstrezi acolo. N-ai îndrăzneală. N-ai îndrăzneală deloc ca să te pui în genunchi, să te rogi lui Dumnezeu. Nu spui la nimeni, nu spui pastorului, nu spui soției, nu spui soțului, copiii, nu spui părinților, dar n-ai nicio îndrăzneală. Pentru că este ceva care te osândește. Este ceva în inima ta care trebuie să scoți afară, care trebuie să mărturisești, care trebuie să primești eliberare, care trebuie să dai pe față, ca inima să nu te osândească. Ca inima să nu te acude, ca cugetul tău, de fapt. Nu inima aceasta de carne. E vorba de centrul acela spiritual. E vorba de cugetul tău care te acuză. Și când te pui pe genunchi și vrei să te rogi lui Dumnezeu, te împiedică pentru că te osândește. Uite, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia. Spunea David. Du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Aș vrea să vă spun ceva. Aș vrea să facem diferența între sfințire și sfințenie. În fiecare zi, dragii mei, știți care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Sfințirea noastră. Sfințirea noastră este un proces. Să nu uităm lucrul acesta. Sfințirea noastră este un proces care durează cât? Primul an? După ce ne-am botezat primul an, ne-am sfințit și gata. Este un proces care durează toată viața noastră. Dar sfințenia este o stare la care numai cu ajutorul lui Dumnezeu ajungi. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, spune, pentru că El este sfânt. Și atunci noi, dacă ne osândește inima noastră, nu suntem în starea aceasta de sfințenie, n-ajungem la starea aceasta și atunci n-avem îndrăzneală să ne rugăm, n-avem îndrăzneală să cântăm, n-avem îndrăzneală să cerem lucruri ceea ce avem nevoie, fie materiale pentru viața aceasta, fie pentru viața spirituală, n-avem îndrăzneală ca să cerem puterea Duhului Sfânt, n-avem îndrăzneală să cerem darurile Duhului Sfânt. De ce? Pentru că ne împiedică, ne osândește inima noastră. Ne spune Apostolul Ioan și aș vrea să le citesc acest verset 21. Preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dragii mei, atunci, așa cum am spus, nu avem îndrăzneală când inima ne osândește. De aceea cer bisericii, încerc mie și tuturor de aici să trăim o viață sfântă, o viață curată, o viață după voia lui Dumnezeu, o viață ca în fiecare zi să ne-o verificăm, nu odată pe săptămână. Și ce se întâmplă câteodată acolo unde muncesc? Muncesc la o companie de aviație de 21 de ani. Și câteodată la sfârșitul săptămânii facem niște verificări. Să vedem ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, care sunt lucrurile care au ieșuat în timpul săptămânii. Dar pentru unele dintre ele sunt prea târziu. Sunt prea târziu pentru unele dintre ele. Și clientul așteaptă după ele și noi nu mai putem să livrăm, nu mai putem să facem nimic. Și intrăm într-un impas. Pentru că lucrurile nu au fost verificate atunci când trebuiau verificate atunci pe loc. Dragii mei, și toată lumea se alertează, toată lumea fuge, toată lumea încearcă să pună mâna pe ceva, dar nu se poate face nimic. Aș vrea să ne punem în fața Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi. Aș vrea ca în fiecare zi să trăim o viață sfântă și curată,
că atunci când ne punem pe genunchi, să nu ne osândească inima, să nu ne acuze inima, să nu vină din cugetul nostru să spună, nu, tu nu te poți ruga. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Asta e o piedică mare pentru noi. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos, în versetul 22. Practic, Cristian, dacă vrei, poți să-l pui, deci, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 22. Deci, dacă nu ne osândește inima, și orice vom cere, vom căpăta de la El, adică de la Hristos. Sau de la Dumnezeu Tatăl. Fiindcă păzim poruncile Lui și facem ceea ce este plăcut înaintea Lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră gândiți cum gândesc eu. Frate Cristian, lasă-l, te rog, acolo. Și orice vom cere, vom căpăta de la El. Vi s-a întâmplat ca și copii, când ați fost, că și cei care sunt aici și-au 80 de ani. Au fost și ei copii. Vi s-a întâmplat ca să ceare să primiți tot de la părinți? Ați primit tot? Ați avut o listă de cereri în fiecare an? Sau, cum s-o obișnuia la noi, dar rămâne înainte de Crăciun. O listă de cereri sau în care ați primit tot? Nu. Ei, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El. Credeți că cuvintele acestea sunt vrednice de crezare? Credeți că Domnul Iisus Hristos, care l-a insuflat pe acest Ioan, Duhul lui Hristos care l-a insuflat, credeți că o glumit? Spune Domnul Iisus Hristos, dacă voi, care sunteți răi, răi nu că ucenicii erau răi, nu că noi suntem răi din calea afară, pentru că trăim aici între oameni, în trupul acesta de om, trupul acesta fizic. Și aceștia nu se numesc oameni buni. Fiecare greșim în felul nostru, dar spune Domnul Iisus, dacă voi știți să dați daruri bune copiilor voștri, din fire știți să dai. Când vine copilul tău și-ți cere o bucată de pâine, nu te duci în frigider să iei o bucată de gheață, ține așa și mănâncă. Știți să dai daruri bune. Cu atât mai mult Tatăl din cerul vă va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Dragii mei, nu știu dacă noi pricepem în adevăr aceste cuvinte. Orice vom cere de la Dumnezeu, vom primi. Pentru că spune, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ceea ce este plăcut înaintea Lui, adică înaintea Lui Dumnezeu. Mă rog Lui Dumnezeu să trăim o viață sfântă și curată. Vrei ca rugăciunea bisericii să fie ascultate? Vrei că atunci când te pui pe genunchi să fie ascultat? Păi dacă vrei, așa, în așa fel să trăiești și dumneata și eu, ca să nu te osândească inima. Ca să nu te acuze inima. Ca cugetul să nu-ți fie încărcat de lucruri grele care trebuie să le mărturisești, care trebuie să roage frații pentru tine, care trebuie să fie liberat. Poate este greu că vă spun lucrurile acestea, dar vreau să vă spun ceva. Dacă inima sau cugetul nostru ne osândește și persistă în aceasta, acolo trebuie să apelăm. Acolo trebuie să apelăm. Pentru că dacă nu, poverile acestea le vom duce cu noi până în veșnicie și acolo vom plăti pentru ele. Dar noi trebuie să ne scăpăm de aceste poveri, ca să nu ne osândească inima. Mă rog lui Dumnezeu, dragii mei, mă rog lui Dumnezeu, ca biserica din Montreal, din Laval, de aici, din locul acesta, inima noastră să nu fie osândită. Să ne curățească Dumnezeu inima. Și știți cum ne curățește? În primul lucru, prin voia noastră. Dacă voim și noi. Dacă voim și noi. S-au dus doi oameni să se închine la Ierusalim, la templu. Și unul dintre ei s-a justificat. Și s-a justificat înaintea lui Dumnezeu. Și a început să spună că și era adevărat ce spunea el. Eu nu vorbeam minciuni. Era adevărat ce spunea. Spunea că el face asta cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru. Și mă gândesc că omul ăsta nu mințea. Dar lângă el era altul, puțin mai încolo decât el. Omul ăla n-avea nimic cu ce să vină înaintea lui Dumnezeu.
S-o fi scotocit și el cu un buzunar înainte să vină la templu să-l spună și el, domne, a făcut și eu ceva. Azi dimineața a fost colecta pentru săracii din România și am dat și eu 5 dolari. Domnul ăla nici asta l-a făcut. Și știți ce-a făcut? S-a lovit cu pumnul în piept. Și-a zis, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Primul lucru, ca să scapi de osândirea inimii și a cugetului, este să te mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Să scapi de starea aceea. Să te mărturisești și în felul acesta Dumnezeu este drept. Și este credincios să te ierte de orice păcat. Ca apoi să poți să te rogi și să te asculte. Să-ți dea tot ce-ți dorește inima. Și mă gândesc aici, când vorbește tot ce dorim noi, mă gândesc că ca și creștini suntem oameni raționali, oameni limitați, oameni care știm să ne limităm la lucrurile de care avem nevoie. Nu care ne întindem să cerem lucruri de care nu avem nevoie nici pe pământ. Ar vrea să mergem mai departe și apoi să închei, pentru că timpul s-a scurs și nu știu cât. Am încercat să cuprind, îi spuneam fratele Iosif, acest text cuprinde poate parcă mai multe idei, dar am vrea să învățăm din cât Dumnezeu ne-a dat și noi să învățăm ceva, să mergem acasă cu aceste lucruri și apoi să le punem în practică. În versetul 23 spune, și porunca lui, adică lui Dumnezeu, este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Ca să crezi în Domnul Iisus Hristos, este o poruncă. Este o poruncă. Aș putea și am putea să petrecem încă o jumătate de oră din versetul acesta. Și aș vrea să le spun celor care încă n-au crezut și n-au intrat în apa botezului. Celor care așteaptă ca Dumnezeu să se manifeste în nu știu ce fel. Aș vrea să vă spun ceva. Revenim la versetul 1 de azi dimineață. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun ceva. Să băgăm bine de seamă. Toți care suntem aici, Dumnezeu vrea să ne facă copiii Lui. Vrea să ne facă, să ne ofere acest drept al înfierii, să ne smulgă. Dar vrea să vă spun ceva. Este mâna noastră, soarta noastră. Soarta noastră este mâna noastră. Dacă acceptăm această ofertă. Dacă acceptăm această ofertă. Adică, care este? Este porunca să crezi în Domnul Iisus Hristos. Să crezi și să mărturisești. Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, le spunea și în Marea Trimitere le vorbea ucenicilor și mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Dragii mei, alegerea este în fața noastră. Avem alegerea să credem în Domnul Iisus Hristos și avem alegerea să respingem pur și simplu porunca Tatălui. Și fiecare dintre noi, în funcție de alegerea noastră, ne vom alege sau ne vom pregăti locul acolo unde ne vom duce, cum se spunea dimineață, acel bogat care o trăie cum o vrut el, care o sfidat pe cine o vrut el, care a avut prea timpul care a vrut el, care a sfidat pe cel nenorocit, pe cel sărac, măcar că probabil cunoștea și legile și cunoștea poruncile. O sfidat. A ajuns în locul, spune cuvântul lui Dumnezeu, un loc de chin. Domnul Iisus Hristos a venit tocmai pentru aceasta, dragii mei, să ne facă ofertă, să credem în El, ca să ne ajungem în locul acela de chin. Dar, crezând în El, în Domnul Iisus Hristos, trebuie să trăim o viață sfântă și curată. În primul rând, trebuie să căutăm sfințirea. Cum am spus, procesul sfințirii în fiecare zi. Și apoi să ajungem la starea de sfinț, la sfințenie. Și acolo spunea David, mi-ai pus piciorul pe stâncă, dar nu numai atât. Mai spunea ceva. Vă aduceți aminte ce spunea David? Și mi-a întărit pași. Știți de ce? Ca să rămân acolo pe stâncă. Să rămână pe stâncă. Că mulți oameni că urcă și apoi din nou coboară. Spunea David, nu, mi-a întărit pașii. Mă opresc aici, mă iertați că am depășit.
în seara aceasta slujba și mă rog lui Dumnezeu ca în seara aceasta cuvântul acesta, măcar la unul dintre noi, să ne fie benefic și să aducă, să aducă rod. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Pe timpul ce a făcut cursul, suntem datori acum la final să aducem înaintea Domnului rugăciunea mulțumirii noastre și pentru că stă în fața noastră săptămână de necunoscut, am spus câteodată lucrul acesta, este foarte important să ne credințăm soarta, viața în mâna Domnului. Să chemăm numele Domnului peste noi, peste casele noastre, în mod deosebit peste copiii pe care Domnul ne-a dat, ca El să ne ocrotească. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine și cu această rugăciune vom încheia părtășie în seara aceasta.